The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bună ziua, numele meu este Alin Vlad, sunt account manager în cadrul XTB România și astăzi vom vorbi despre Ichimoku. Ca la orice seminar, urmează clasica întrebare, dacă mă auziți și dacă se vede ok. Perfect. Vom continua. După cum v-am spus, seminarul de astăzi o să fie despre Ichimoku, care este o metodă de analiză tehnică. Punctele pe care le vom atinge astăzi, în cadrul acestui seminar, sunt următoarele. Vom atinge ce anume înseamnă Ichimoku, care sunt elementele din compoziția indicatorului și cum anume mai exact se interpretează el. Prezentarea va fi pur și simplu teoretică, ne vom mișca destul de repede și vom încerca să nu lăsăm niciun punct nebifat. Vom începe cu un scurt istoric, ce anume este Ichimoku. Practic, e o metodă de analiză tehnică ce se folosește pe graficele de tip lumânare și are ca scop previzionarea, de fapt îmbunătățirea previzionării prețului. Practic, pentru a ne ajuta la citirea pur și simplu a unui grafic și pentru a ne ajuta la tranzacționare. Ea a fost dezvoltată în anii 1930, de către un domn japonez, Goichi Hosoda se numea dumnealui. Era un jurnalist, ni se mai spunea și Ichimoku Sanjin. A perfecționat această tehnică în jur de 30 de ani, până a făcut-o cunoscută publicului larg. Asta s-a întâmplat undeva în anii 60, mai exact pe la sfârșitul anului 1968, din ce țin eu minte. Și din câte cunosc, abia în anii 90 a început să fie folosită și în vest. Ichimoku Kinkohio, așa se mai numește și această metodă, pe scurt Ichimoku, aceasta a fost dezvoltată pentru a putea să evaluăm trendul, impulsul, suportul, rezistența și asta într-un timp cât mai rapid și într-o modalitate cât mai ușor de folosit și pentru a putea să o interpretăm la momente de criză, în momentul în care chiar dorim să facem o tranzacție și este foarte vizuală această metodă. În momentul în care intrăm pe un grafic, primul lucru pe care îl facem este să ne uităm, nu să începem să calculăm. De aceea este foarte, foarte răspândită și de foarte mulți folosită și de asemenea are o eficiență ridicată. Acest sistem nu oferă semnale de tranzacționare, ne oferă mai degrabă o perspectivă a direcției instrumentului analizat pentru a putea deosebi tranzacțiile cu o probabilitate mai mare de profit față de cele cu probabilități mai mici. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Practic, în momentul în care introducem acest indicator, ne putem alege instrumentul care ne oferă cea mai mare probabilitate în urma analizei noastre de a realiza un profit. Nu neapărat contează pe ce anume suntem noi obișnuiți. Indicatorul poate fi citit pe orice tip de instrument financiar,
iar cel care ne oferă o interpretare cât mai exactă și pe care am putea obține un profit cel mai mare, pe acela ar trebui să tranzacționăm. Nu are importanță că el este o pereche emergentă, o pereche de pereche valutară emergentă sau una dintre cele principale. Pe noi, ținta noastră este profitul în, la urmă și la urmă. Și de aceea este bine să o utilizăm pe mai multe grafice și decizia de tranzacționare să o luăm în urma acestei analize. Vom trece la elementele care o compun. Primul dintre ele se numește Tenkan-sen. Este o linie de întoarcere și linia de schimbare a direcției. Pe graficul nostru din acest slide este reprezentată cu culoarea roșie și este un pic îngroșată. Ea indică valoarea medie a prețului pentru primul interval de timp. Intervalul de timp standard pe care îl putem seta la momentul în care punem indicatorul pe grafic este de 9 perioade pentru această linie, pentru Tenkan-sen. Și ea e determinată ca suma maximelor și a minimelor din acest interval de timp. Practic, pe acest grafic, după 9 perioade, însemnând de asemenea 9 lumânări, pentru că graficul este de tip lumânare, suma maximelor și minimelor va fi pe 9 lumânări și împărțită la 2, respectiv. Ea indică direcția tendinței curente pe un termen scurt. Cam asta este despre linia Tenkan-sen. Destul de simplu, este asemănătoare cu o medie mobilă, dar nu exact, pentru că metoda de calcul este un pic diferită. După cum v-am spus, pentru această linie a mediilor se calculează folosind maximul și minimul intervalelor de timp. Următorul element este Kijun-sen. Este o linie principală, pe graficul nostru o identificăm ca fiind cu culoarea verde, verde deschis și puțin îngroșat. Ea indică o valoare medie a prețului pentru al doilea interval de timp pe care îl selectăm, de asemenea la început. Intervalul standard pentru acest al doilea este de 26 de perioade. Este o linie, o medie ceva mai lentă și se utilizează ca indicator al direcției de mișcare a pieței. Dacă linia este îndreptată în sus, înseamnă că piața are o tendință crescătoare, iar dacă este îndreptată în jos, înseamnă că piața are o tendință descrescătoare. Asta ar fi interpretarea pentru această linie. Deci avem până acum linia de medie rapidă, cea de 9 perioade, și Kijun-sen, linia de 26 de perioade, linia mai lentă. Următorul element al acestui indicator ar fi Senkou-a. Ea este linia ce se proiectează înaintea graficului. Pe graficul nostru din imagine este cu graficul reprezentat cu linia portocalie, cea de deasupra acestui nor. Așa o găsim și puțin îngrășat, deci cu portocaliu. Ea indică mijlocul distanței dintre cele două linii anterioare, respectiv dintre Tenkan-sen, cea pe care am identificat-o ca fiind cea pe 9 perioade, și dintre Kijun-sen, cea de-a doua, cea care este pe o perioadă de timp mai lungă, cea pe 26 de perioade. După cum spuneam, ea indică mijlocul distanței dintre aceste două linii și este deplasată înainte, în sensul înainte în sens temporar, mă refer, în mărimea celui de-al doilea interval de timp, adică 26 de perioade. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Sper că nu v-am pierdut pe parcurs în această explicație. E destul de simplu de înțeles, explicația e ceva mai dificilă. Avem cele două medii despre care am vorbit mai devreme, Tenkan-sen și Kijun-sen. Ei bine, media dintre, în mijlocul lor se găsește o linie, respectiv media dintre ele.
la distanța respectivă, proiectată în viitor, respectiv cu 26 de perioade, este această linie. Dacă aveți întrebări, chiar vă rog să mă întrerupeți și dacă doriți să reau una dintre explicații. Ok, totul clar până aici, mă bucur. Următorul element ar fi Senkou B. Este aceeași linie de proiectare înaintea graficului. Pe graficul nostru reprezentat în această figură este linia de jos, cea cu alb și îngroșată, cea de sub acel nor. Ea, precum cea anterioară, indică o valoare medie, însă de această dată a prețului pentru cel de-al treilea interval de timp, respectiv cel standard fiind de 52 de lumânări. Și este deplasată înainte, în mărimea celui de-al doilea interval de timp, adică cel de 26 de perioade. Practic, ea nu mai este o distanță, precum cea anterioară, care era la mijlocul dintre cele două medii. Ea este o medie a prețului, pur și simplu o medie a prețului. De aceea este și colțuroasă, nu este o medie exponențială, este realizată exact precum mediile clasice. Și este o proiecție pe termen mai lung decât cea anterioară, decât Senkou A, care era pe 26 de perioade. Aceasta se realizează pentru un interval de 52 de perioade, media pentru prețurile pe care le ia în considerare, dar este proiectată tot cu 26 de perioade înainte, în avans. Următorul element din acest indicator este reprezentat de de Senkou Span. Aceasta este o linie întârziată. Pe graficul nostru este reprezentat cu verde deschis și îngroșat. Este practic un grafic al prețurilor de închidere. Ea este deplasată înapoi, după cum vedeți. Se termină undeva în această zonă. Nu se termină odată cu ultimul preț afișat, tocmai pentru că este o linie întârziată. Este în mărimea celui de-al doilea interval de timp, respectiv 26 de perioade. Dacă am număra numărul de lumânări de la sfârșitul acestei linii până la ultima apărută, vom observa că sunt fix 26 de astfel de lumânări. Cum se interpretează ea? Dacă linia Senkou Span intersectează graficul prețului de jos în sus, așa cum s-a întâmplat aici, în acest caz, ar fi un semnal de cumpărare. Exact cum s-a întâmplat aici. Intersectarea prețului în această zonă. Dacă numărăm 26 de perioade, vom observa că se afla exact în acest punct. Și aici, după cum observăm, a început o creștere a prețului. Lucru pe care îl putem observa, a fost confirmat semnalul respectiv. Dacă ea o intersectează de sus în jos, această linie, dacă intersectează linia prețului de sus în jos, acesta devine un semnal de vânzare. Cam asta e despre acest element. Următorul și unul dintre primele la care ne uităm este norul numit Kumo. Reprezintă zona hașurată dintre cele două linii, respectiv dintre linia Senkou A și linia Senkou B. Cum anume se interpretează? În momentul în care prețul se află între aceste linii, se consideră că piața nu are o tendință bine pronunțată, trendul lipsește. Și pentru noi, marginile acestui nor, atât cea superioară cât și cea inferioară, reprezintă suportul, respectiv
rezistența. Practic, el funcționează precum un suport și o rezistență, precum și toate mediile pe care le-am prezentat anterior, celelalte componente. Toate pot reprezenta o rezistență sau un suport. Dacă prețul în acest caz s-ar afla deasupra norului, atunci linia lui superioară formează o primă zonă de suport, iar cea de-a doua linie o a doua zonă de suport. Practic ar avea două zone de suport separate și se comportă exact la fel. Atunci când ar sparge prima linie de suport, este considerat un semnal de vânzare, cu următoarea țintă fiind următoarea linie de suport. Dacă prețul se află sub nor, atunci linia inferioară a norului e prima zonă de rezistență, iar linia superioară a doua zonă de rezistență. Practic e foarte simplu de interpretat. Acest lucru, norul fiind și primul element la care probabil ne uităm în momentul în care ne setăm un astfel de indicator pe un grafic, e cam singurul lucru pe care îl observăm la o primă vizionare, cam ce diferă față de ceilalți indicatori, acest nor. Ei bine, el e destul de simplu de interpretat și încă o mențiune, în momentul în care le interpretăm, ele nu sunt făcute, toate aceste elemente, să fie interpretate separat. Se interpretează împreună, ca un tot, fiecare înseamnă câte ceva, iar decizia de tranzacționare o luăm în urma analizei tuturor acestor indicatori. Cam asta a fost despre acest indicator Ichimoku. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați ca un ultim slide. O să afișăm avertismentul pe care cu privire la riscuri pe care îl afișăm la sfârșitul fiecărui seminar. Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc și pentru orice nelămurire sau dacă doriți înregistrarea acestui seminar, vă rog să mi le adresați pe adresa de e-mail. Alin Vlad este numele meu, mă găsiți la adresa de e-mail pe care o aveți afișat acum pe ecran. Și ca să închei într-o notă pozitivă, o să încerc să mă exprim în limba japoneză. Domo arigato gozaimashita. Cu alte cuvinte, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!